Eu conduc. Nu-i cort. Costul. Ce cort? Nu avem nevoie de niciun cort. Vă rog să ne iertați. Asta e. Atunci. Vă rog să ne iertați. Acum asta rămâne. Bună ziua. Unde plecați? În concediu. Și noi. Vă așteptați. Pur și simplu, nu mai știu de aici. Doar sunt locurile tale natale, nu? Natale, natale. De ultima dată când am fost șantierul, nici nu era. Stați, stați! Ți-am spus că te-ai înscris greșit. Capitul, vezi că sunt nervoasă. Așteptați, așteptați. Nu mai știu. Asta ai spus acum 2 ore. Te rog frumos să cobori și să întrebi. Ce? Ai temperatura. Mamă. Deschide. Fără câini? Tony! Uite, întreabă. Fiți amabil. Sara bună. Bună seara. Bună seara. E... drumul... ăsta-i. Spre Aldeni. Nu e asta. Nu e. Știți, noi ne-am rătăcit. Și trebuie să ajungem la părinții lui. Acolo unde s-a născut. Eu sunt de prin locurile astea, dar n-am mai fost de mult. Și părinții ne așteaptă acolo. Unde? Acasă? Unde? La Aldeni. Cabi fi cu minte. Mereți înapoi la șantier și de acolo peste. La șantier? Peste.
Peste deal. Acum seara e cam greu. Gabi, fii cu minte. Credeți că ar fi posibil să ajungem pe lumină? Posibil. Da? Mâine. Și acum ce facem? Cortul. Gabi. Cortul. Cortul? Stai bun, copilul ăla. Nu prinde oi. Să nu te atingă oile. Dacă te mai prind. Pardon. Sunteți om. Ce sunt cei 7 ani de acasă, Gabi? 7 ani de acasă. Te rog foarte mulțumesc. Cute, să-mi tulburi apa tocmai mie, obraznicule, ți-arăt eu ție. Hai, mielu. De ce s-o tulburi? Cum aș putea... Cum aș putea să tulburi? Cum aș putea să... De n-ai fost tu? Ce idee ai avut să venim aici? Mai, nu începe iară. Zi mai de n-ai fost tu, a fost vreunul din ai tăi. Că toți sunteți la fel de răi, de la cioban până la dulăi. De ce s-o tulburi eu? Gabi, fii cu minte. Nici voi nu dormiți. Mă rog. Seara bună. Seara bună. De ce nu dormi? Dorm, dar numai cu un ochi. Și cu celălalt ce faci? Mă gândesc. La ce? La oameni, la stele, la toate. Mama mi-a spus să mă ferez de câini, că mușcă. Câinii nu-i mușcă pe copii, copiii sunt buni. Dar pe oamenii mari? Pe oamenii mari, da, dacă-ți răi. De ce nu-i dresați? Pe cine? Pe oamenii răi? Nu, pe urși și pe lupii care fură oi. Păi cum să-i dresăm? Așa bine, vă faceți prieten cu ei și gata. Și câinii ce facem? Câinii se joacă cu oile, cu măgarul. De ce te-ai făcut cioban? Povești? Clasice sau neclasice? Tu câți ani ai? 6. 6. Dar știu să scriu și să citesc. Și altceva ce mai știi? Limba engleză și limba franceză. Puțin. Puțin? Da. Cum se spune câine în englezește? Dog. Uite, pe ăsta dog îl cheamă. Dacă e câine, îl cheamă câine în toate limbile. Și în franțuzește? Chien. 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 E, vezi, tu ai mai mult accent decât mine. De? Poți să dormi și-o pe jumătate? Pot. Sigur că pot. Tu unde ai scos-o că nu-i plac lactatele? Mulțumesc, dar eu nu mănânc dimineața. Soția mea...
Gabi. E farmacistă. Imediat. Treci imediat. Asta e. La revedere. Hai, Gabiță. E frumos aici la dumneavoastră. Hop. Seara bună. Seara bună. La revedere. Nu mai bine. Frumos pe aici. Mama. Gabi, fii cu minte și să știi că tu ai greșit. Era bună. Cu linguroia de lemn plin de microbi. Totuși, era bună. Ha, tu n-ai nimic de spus? Mi-a rămas mintea la... La ce? La jintița aia. Jintiță. Jintiță? A fost foarte bună. Hai! Hai! Dacă nu ești atent! Eu... Gabi, am ajuns! Hai, scoală! Hai, că știu că nu dorm! Știi ce o să facem? O să lăsăm aici, o să-și petreacă toată vacanța în mașină, nu? Nu. Păi chiar nu-i nimeni acasă? E rău copilului! Gabi, te rog, nu te juca cu nervii noștri! Hai, apă! Hai. Îi trebuie apă! Un pahar cu apă! Nu-i nimeni pe aici? Mă, ce-ai crescut, bă! Bunicule, oricea s-a urcat sus. Aia nu e iță, ied, îi puiul capri. Capra cu treiez, știi tu. Da, nu mai poate să coboare. Poate, dar nu vrea, face ciudă-l frază. Uite-l, ăla de acolo e mic și nu poate. Mă cheamă Gabi. Nici mie nu-mi place. Gabi e nume și de fată și de băiat. Pe, uite, pe tine am să te botez ochi ageri. Gabi, dar sper să nu te mai joci cu animalele, că pot să te infectezi. Au microbi. Vrei să-mi pară rău că am venit aici? Taci. Vă rog să mă scuzați, dar știți, el este foarte sensibil. Se poate îmbolnăvi oricând, două ore taci, pe cap. Îmi pare rău, dar e de ajuns o clipă de neatenție. Ia niște căpșuni, mamă. Nu sunt spălate bine. Spălate, mamă. Trebuie să le spăl eu. Știți toate astea din pământ? Dacă te mai atingi de ceva, taci, mă. Faci injecții. Nu e posibil, Gabi. Ce-am vorbit noi acasă? Trebuie să... Are microb, mă. Vrei să-mi pară rău. Și v-am adus și o veioză cu o lumină caldă, blândă. E? Vă plac cadourile? Mm-hmm. Nu trebuia să cheltuiți atât. Cum? Dar ne-a făcut nouă plăcere. Mulțumim. Dragi. Da. Să știți că eu am ales cadourile. Mm-hmm. Ea le-a ales. Asta e camera care v-am pregătit. Mulțumim. Vă place? Da. Era camera lui Eugen când era mic. Așa mai zic și eu. Ce? Liniște, aer curat. Da. E nostim aici. Chiar vreau să pictez mărul din curte. Îți place? Îmi plac. E ca un hrib. Poftim? Ca o ciupearcă. Nu pot să dorm cu atâtea perne și patul ăsta. Și mă mai cățăram în el. În pat? În măr. De ce? Mă ascundeam în el când mă căuta maica mea. De ce te căuta? Să mă găsească. Să-mi dea un tură de pește. N-aveai poftă de mâncare? Și te mai întreb cu cine seamănă Gabi, copilul. Cu mine seamănă. Aschia nu sare departe de... Nici cu taică-sa, nici cu maică-sa, cu mine seamănă. Leit. Știi, am citit-o mai demult o carte despre ereditate. Genele. Genele? Genele. Nu alea de la ochi, mai alea de la ereditate. Ele transmit locul. Asta aici rămâne. E la fereastră. Mă cheamă.
Nu, nu e niciun iad la fereastră. Nu, ai visat, puiule. Hai, doar, hai. E la fereastră. Mă cheamă. Vrea să-mi spună ce nu, mamă. Nu, hai, doar. Eugen, auzi? Auzi? Copilul. Ce? Animalele au speriat copilul și le visează. Și doar mi-a citat. Tu auzi ce spun eu? Și? Și ce? Nu crezi că trebuie făcut ceva? Ba, da. Ce? Să dormim. Glumele tale. Trebuie neapărat să facem ce? Mâine. Eu prin centrul comunei nu alerg. Te rușinești? Tot mă fac unde alergă. Prin centrul comunei nu alerg. Ce-am spus, mă cunoaște toată lumea. Ești stupid, îți face bine la sănătate. Întinerește, de mâinile au și pe gabi. Să întinerească? Hai. Mă cheamă Gabi, pe tine cum te cheamă? Maria, tu ești fată sau băiat? Da, ce am cencei? Nu, dar ai părul lung și cu bucle. Băieții umblă atunci. Mă rog, nu mai odihnesc două zile și pe urmă mă apuc de învățat la toamnă, dau examene de specialitate. Ah, sunt mai expresiv cu ceva în brațe. O pisică. Rog, nu, mi-a nu, rog, nu, rog. Așa, mai lăsăm, da. Auzi, da. A, n-ar fi fost mai bine în spate. Nu, să se vadă casa, așa, aici, în față. Da. Ochii mari, nu-i strângeți. Relaxați-vă, zâmbetul-i forțat. N-ar fi mai bine pe seară, mamă. Cum ai lumina bună? Ce te-a apucat, bă, de spargi atâtea lemne? E vară. Tată, nu știi ce s-a descoperit? În cel mai sănătos sport nu e nici gimnastica, nici yoga, nici înotul, ci tăiatul lemne. Păi atunci te aștept și la iarnă. Și așa n-ai trecut de mult. Mai stăm și noi de vorbă, nu? Ei, cum merge? Pe. La servici? Pe. De acasă. Dacă zici tu că e bine, e bine. Am găsit pata de culoare. Unde sunteți? Sunteți amabilă? Mă pictează. E plăcerea ei. Sunteți amabilă să veniți un pic? Da, mamă, vin. Nu, nu-i bine așa, e prea statică. Nu merge așa. Trebuie ceva viu, trebuie altceva. Cu pisica. A, nu pisica, am spus nu. Glu. Opa. Uite, așa e foarte bine. Sigur că da. Uite, așa e foarte naturală. Ce ochi frumoși aveți. Au fost. Bunicule? Da. Uite ce iad mare. Ied? Ăla nu ied, bă, e vițel. E râț, copilul vacii. De ce îl cheamă așa? Păi toate animalele mele au câte un nume. Ca să știe să-mi răspundă când le strig. Înțelegi? Ia să vedem noi dacă Neluța e atentă. Neluța! Ai văzut? Am animale foarte deștepte. Neluțu, nu ce s-a întâmplat sau ce se încurce? Nu se încurcă. Am animale foarte deștepte. Cu Neluța am câștigat locul întâi la un concurs. Dar știi care e cel mai deștept dintre soare? Știu. Care? Ochi Ager. Cine e ăla? El. Așa l-am botezat eu. Îl cheamă Mozog. E atât de deștept că numai te uiți la el și îți citește toate gândurile. Dar ce? Gândurile sunt scrise? Nu sunt scrise, dar le citește. Cum? Le citește... Să nu bat de acolo, pe de jos. Nu pățește nimic, că e nimic.
erau utile. Deschide! Deschide, Mișcare! Nu te mișca, dacă te mișcă! Ce nu ești tu cu minte, bă? Vrei să te dau la aia la circ? Să rămână maica ta orfană? Spune, asta vrei! Dacă mai ieși pe mămica ta, să știi că e bătare! Ești pe decim, mâine nu mai ieși în loc din casă! Vedeți ce sensibil e? Seamănă cu mine. Și Eugene milos, mamă. Mă rog. Unde e tu? N-am mai fost nevoie de ajutorul tău. Hai, coboară. Cum ai stau? De ce? Admir natura. Foarte bine. Poți să stai acolo toată noaptea. Poți să stau. Și dacă vrei, îți dau și untură de pește. E plăcerea ei. N-ai că ne-a zăpăcit pe toți. Da. Bravo. M-am înscris greșit. Masca de ou face bine la ten. Crezi? Unde-i Gabi? De stradă, m-am apropiat de el cu ciundă de-a din coadă. Să ștești bine falsășele, ca să nu ard, să moară toți microbii. Și-am văzut că asta e mai mare. Pentru oi. Să-mi faci o linie modernă. Cuțu, când i-am zis, a venit cu mine acasă. Să-i dau nume, nu-mi e greu. Azorel sau chiar pufică, el va fi cățelul meu. Și-am să-l țin la căldurică, și-am să-l țin la căldurică. Aha! Ăsta e rezultatul educației mele, dar scoate imediat pălăria asta plină de microbi din cap. Gabi, ce-i cu părul tău? Băieți umblătunși. Ce te-ai rănit cu un cuie ruginit? Vorbește în versuri. 7 ani de acasă. Te rog, poftim, mulțumesc. Te rog, imediat în casă. Chiar exagerezi. O simplă zgârietură. Te rog, știu mai bine ce fac. Antitetanos, să fie în afară de orice pericol. Ce să spun? Și știi foarte bine că injecțiile îl sperie. Oh. O să facem în așa fel noi, să nu se mai sperie atât. Și Edui cel mic spunea, cine e acolo? Și el spunea, au, au. Și Edui ce faceți aici? Îl îndreptăm. Da, foarte bine. Chiar băieți umblătunși. Da, e vară, e cald. Știți că sunt părinți care nu știu să-și educe copiii? Asta așa e. Ai dreptate. Bunicule? Da. Spune-mi ce te doare ca să-ți arăt cum arată pe dinăuntru. Să-ți arăt aici. Mă doare toate alea. Mă doare capul, burta, dar mai ales gâtul. Mă doare gâtul. Gâtul. Nu-l găsesc eu, dar să știi că în gât sunt amigdalele. Amigdalita, aia mă doare și uite, mai cât vrea să-mi facă injecția. Și eu n-am făcut niciodată injecție, înțelegi? Și mi-e frică. Mi-e frică? Mă doare. Eu am făcut injecție când aveam gripă, făceam în fiecare zi. Și nu te-a durut? Nu, doar așa, o pișcătură. Pișcătură, nepișcătură, eu nu fac. Nu fac. Uite ce, fac eu ca să vezi că nu mă doare. Ca să te convin că nu te doare, bine? Faci tu. Dacă faci tu, fac și eu. Mama, fă-mi și mie. Fă-mi mie întâi. Vedeți ce mult vă iubește Gabi? V-am spus? A educa bine un copil este act de cultură. Gata. Ei, te-a durut? Așa, un pic. Eu trebuie să mai fac și eu? Păi a fost doar exemplificarea. Ce înseamnă exemplificare? Adică trebuie să dau exemplu eu și trebuie să mai fac și eu. Nu, el a dat exemplu. Vă rog. Dacă trebuie. Da. Gata și dumneavoastră. Ei, te-a durut? Așa, un pic, ca o pișcătură. Așa-i când faci de artistul. Tăticule, să știi că l-am păcălit pe bunicu. Cum?
Așa bine, pe el a înțepat cu tot acul și pe mine nu m-a înțepat decât așa un pic. Cu e rândul meu. Hai, fugi în casă că te plouă. Hai. Dar pe tine nu te plouă? Ba, mă plouă, dar... Hai, ia-s-o! Gabi! Ia să vedem, nu? De când ai mai fost pe la noi? De o palmă! Azi mâniță cămă ăsta! Ce asta, bunicule? Măsurătoarea! Hai, treci omule la rând! Hai, cu spatele lipit! Sus. Să vedem! Călcheile. Ia uite! Uite, uite aici! Te-a luat! Îi până la belciug! Proteinele! Altă generație! Ia vină încoasă, vezi cei 7 ani de acasă lui bărbat! Ia uite! Hei, când o să fiu eu acolo? Bunic o să fie de mult! Unde? He-he-he-he! Unde? He-he! Unde? Acolo! Și-a fugit în apă. Ia uzi, are permis? Ai permis, mă? Poftim? Permis de pescuit ai? Dacă nu-ți dau amendă, ți-ți confisc și unița. Ce confisc? Ce iau de tot? Nu, mi-am găsit-o aici. Atunci amenda o să fie dublă. Să scoată bani. Hai, scoate bani. Eu am la cec 400 de lei. Dar nu aici, la București. Și nici nu pot să iau. Ne minte. Că n-am buletin. Băi, tu să nu ne minți pe noi că te arunc în apă. Pe mine mă cheamă Gabi. Când eu? Gabi. Gel, am făcut o baie. Bine că nu ne-am mușcat. Gabi! Gabi! Ea conduce? Conduc amândoi. Dacă n-ar fi mașina asta, aș fi și eu mai liniștit. Ai noră drăguță? Drăguță. Sufletul contează. Hei, hopa, hopa, hopa. Vă rog frumos să mă iertați. Ce faceți aici? Gabi, eu tocmai pictam. A, da, că e un peisaj foarte... Am învățat să conduc. Gabi, fii cu minte. Vă place? Nu prea aveți inspirație. Da, îmi trebuia mai mult verde, dar mi-am uitat tubul de verde acasă. Sunteți pictoriță amatoare? Pictoriță amatoare, da. O deconectează. Gabi, fii cu minte. E băiatul meu. Chiar mă deconectează. E nora mea. Dânsul e... Lasă-l. A venit și Eugen? A venit. Da? Da. Suntem în concediu. E primul concediu pe care îl petrecem aici. La țară. Da. Am fost colegi de bancă. Vă place aici la noi? Îmi place.
Da, e frumos. Da, îmi place aerul curat. Nu mai aerul? Nu, e foarte frumos, dar știți, pasiunea mea e marea. Eu sunt mai solară. Frumosul îl găsești acolo unde ești în stare să-l găsești. Dar dacă n-ai inspirație... Inspirație? Mama, ca inspirație! Cine? Ce să-i spun lui Eugen? Salutări! Aha. Hop. Cu ce l-ai luat? Cu mâna. Păi trebuie să-l iei cu piesa. Cu piesa? Cu care piesa? Câinele ăsta. Toată ziua respir lângă el. Dacă... Da. Să nu vă stric. Pare rău. Ne-ai stricat piesele. Ce caut? Vă rog să plecați de aici, pe pernă, ce tupeu! Te rog să ieși imediat! Imediat! Ah! Și unde ai intrat? Ce cauți acolo? Să ieși imediat! Imediat! Uite câinele! Uite câinele! Băi, mă joc lombădaie. Dacă o să vă spun că tocmai alungam o pisică. O să mă credeți? Acum să vernisăm, da? Da, de ce nu? Tu? Te place? Mhm, ce-ți place? Stilul tău. E? Îmi place. Eu am greșit. Să știți că tablourile, picturile au viața lor. E vorba de perspectivă. Așteptați. Hai, Eugen. Hai. Așa. Nu-i așa pe altceva? Aha. Știi că mie îmi place. Îmi place? Da. Are ceva din tine acolo. Da. Nu știu ce, dar are. Nu, puiule, ești prea mic. Tu nu înțelegi arta abstractă. Ce abstract? Arta abstractă e ceva subtil. Lumea ideilor. Nu știu dacă mă înțelegeți. Înțeleg, e ceva interesant care se vede, dar nu se simte. Sau se simte, dar nu se vede. Înțeleg. Așa. Crapa nu s-a spălat ieși nici așa. Lasă crapa. Nu era mai bine în casă? Nu. Lasă capra. Minte sănătoasă în corp sănătos. Pisica, cum se spală? Mă rog, da, înghite toți microbii și se infectează. Lasă, lasă. Nu mai văd nimic. Lasă, lasă. Nu mai văd nimic. Sufletul curat numai când copilul e sănătos și spălat. Vezi? Acum ți s-au spălat toate brăsâncile. Acum ești curat ca lacrima. Ai înțeles? Da. Gabi, mai încet. Face bine la sănătate. Tot la camanda leagă. Unde fugăște o? Unde merge tu? Jogging, sănătate curată! Mai bine mergem la caldă! Hai la caldă! Hai la caldă! Se aruncă brațele înainte și cu picioarele împinge apa înapoi. Arată-ne concret! Hai, arată-ne concret! Eu nu știu decât în bazin. Voinicește îl înnotați. Voinicește! E un not broască. Câinească! Și-o tot câinească! Cum e câinească? Ok, Agen, arată-ne concret! Am apărat 7 goluri.
Clasificarea tulburărilor de limba. Tulburarea expresivă vorbală de ce ai făcut, mă? De unde ești, mă? Unde te-ai murdărit așa? Dă bicicleta în față. Esență tare. Aiurea, ăla era de șindrilă, dar dacă tot ai început să le tai, taie-le pe toate. Deci, încă o dată, mutacismul, mutismul relativ, electiv, discontinu. Mutismul relativ, electiv, discontinu. Am fost cel mai important. Bravo. Limbajul afectat manierist, bravo. Puierism monoton, bravo. Ce? Eugen, tu nu vezi copilul ăsta? Ce să vezi, ce să vezi? Toată ziua spargi lemne. De ce nu te duci, dragă, la ocolul silvic să te faci muncitor forestier? Ce înseamnă 7 ani de acasă? N-are decât 6. Poftim, mulțumesc și să-l mici. Să-l fi văzut pe taică-să cum a venit o dată când era mic, gol, pușcă, plin de rângi. Uite, întreabă pe maică-să. Mă rog, cred că nu ne înțelegem. 2 zile nu mai ești din casă. Da. Și tu nu o să mai vezi toporos? Mie nu-mi place șantajul ăsta. Aprigă-i, mă, mozoc. Norocam eu, bă. Cu ce? Cu sportul. Știi că ultima descoperire e că cel mai sănătos pol nu-i crăpatul lemnilor. De care? Cositul. Dar nu aici, la fâneata. La copileuri am dorit. Mulțumesc. E bun. De ce învățați tot timpul? Am un examen. Și acum? Eu credeam că oamenii mari au scăpat de învățat. Toată viața ai de învățat ceva. Cine nu învață, rămâne în urmă. Eu am luat de nimeni întâi. Bravo. Foarte bine, stai acolo. Nu iertați pe Gabi. Nu. A greșit, e pedepsit, trebuie să înțeleagă. Eu l-aș ierta. Nu știam de ce mi-e foame. E aproape 5. Te-a să tu ajungi mâine dimineață. Cum e 5? 5 fără 10. Da. La masă nu se vorbește. Să rămână. Te rog, mănâncă. Gabi, te rog să mănânci frumos. Și bunicul mănâncă frumos. Cum ții lingura? Și tata? Poftă bună. Mulțumesc. Bunicule, ce asta? Inima. Tot atât de mică e și inima mea? Pe cum o să fie tot atât de mică? Ia întinde pumnul. Inima ta e cât pumnul. Și inima ta e tot cât pumnul meu? E cât pumnul meu. Gabi? Știu, la masă nu se vorbește, dar te rog, întinde pumnul. Te rog. Inima bunicului e cea mai mare. Fiecare cu pumnul lui. Așa, stai nemișcat. Să pictăm și inima acolo. Uite, aici e inima. Poate fi în stomac. Sunt pedepsit. Nu am voie să fiu deranjat. Hai, pictează inima mea. Nu se aude, nu bate. Cum nu se aude? Nu se aude. Nu bate. Cred că n-ai inima. Să sperăm la tine, la tine. Se aude? Ești la tine, se aude. De aceea n-am inima? Cine n-are inima moare. Cum să n-am inima? Ce-i cu tine? Mama, n-am inim. Cum să n-ai inim?
bate. Dar inima mare și frumoasă de voinic. Ca bunicu? Pe mine mă știe tot satul. Eu cu tine îmbrăcat așa nu merg. Mă rog. Eu tot aveam de învățat. Rămân acasă. Da, mi-ați promis. Tata, da, mi-ați promis. Ție-ți place cum e îmbrăcată? Mama! Mama! Mama, mie-mi place cum te-ai îmbrăcat. Dar pe el cunoaște toată lumea. Te rog. Bine. Tata, se îmbracă altfel. Uite aici am învățat eu. E clădire nouă. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Școala veche tot aici era. Tata, tu cunoști pe toată lumea aici? Bună ziua. Nu chiar pe toată lumea, dar la țară așa e obicei. Dar nu e greu să zici bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua, toată ziua. Așa e frumos. Te dăm bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Ce nu, tu ești? Era să nu te-am mai cunoscut. Vai, ce mă bucur că te-am văzut. Bună ziua. Ce nu te-am recunoscut. Ah, mersi. Soția mea. Mă scuzați, voi ne-am aricica. Băiețelul nostru. Vai, ce băiat frumos. Eu nu sunt nici frumos nici urât. Dar cum ești, dragă? Eu sunt așa și așa. Gabi. Ce spui tu, dragă? Ce băiat deștept. Ați venit în concediu. În concediu. Sunteți la București, nu? Da, eu am terminat fizica și... Fizician. Poate ne repar și nouă stația că... de amplificare. A făcut fizică teoretică. Ah. Oricum. Dumneavoastră profesoară, nu? Farmacistă. Farmacistă. Uh-huh. Ne ține și nouă o conferință la Centrul de Cultură eu? Despre abuzul de medicamente? Mă rog. Cu plăcere, cu plăcere. Ne mai vedem, să rămână. Da. Gata. La revedere. Gabi. Ce să faci? Fetele mele, Gabi. Stați un pic. Ioana, Mihaela, veniți în coa. Drăguț, foarte drăguț. Te rog, ai zis că mergem la filmă. Bună ziua, dacă m-a oprit, bună ziua, dragă. Să... Altă dată să promit numai pentru tine. Pe cine cuvânt, e? Dacă mai știu cine e. Maricica și nu mai știu cum. Hai. Maricica? Da, cine e? Vorbitare. Ce? Tu știi că ei am scris primul bilet de dragoste din viața mea și n-am recunoscut-o? Du-te și spune-i Gabi? Bună ziua! Hai, dragă, mă plimb pe șantier pe soarele ăsta. Te rog. Tu vine apărat să-ți conferință. Bună ziua! Bună, bună! Fiți amabil! Salut, genul, ce faci? De atâta vreme ești aici și abia acum trebuie să mă vezi. Bine, dar tu ce faci? Cum știi? Aici. Aici? Da, de la început. Și te-ai însurat? De mult, ca și tine. De ca tot omul, da. Soția mea. Tata, tata, ne cunoaștem. E colegul tău de bancă. A, noi ne cunoaștem. Cum stăm cu inspirația? Mă mai gândesc. Se mai gândește. Tu râzi, dar habar n-ai cu cine stai de vorbă. Eu? Da. Nu. Da, tata, așa, președinte. Cum a fost? Cam greu. Ionuț. Da, lasă-mi, venim. Hai, vreau să vă arăt ceva. Veniți cu mine, hai. Hai, că ai intrat în anul amnezii. Hai. Ce zi? Și Gabi l-a recunoscut. Da, 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 da. Colegul meu de bancă, Ionuț. Ia zi, rămâi aici la noi să facem din tine un zootehnist? Eu rămân cu mama până mă fac mare. Păi da, dar după ce te faci mare, vii aici la noi, dar nu cu mâna goală, vii cu o diplomă de doctor. De doctor de animale. Păi de animale, nu vezi că ai să numai animale. Abia, abia. Ia uite-te, Gabi, ia uite ce mândrețe acolo. Vezi, Gabi, ia uite la el.
strigăt. Ceva ceea ce nu este decât dintre mamă și copil. Și s-a ridicat? S-a ridicat pentru toată viața. Știi ce acum? Nu, nu știu. O ființă a pământului. Ce mult îmi place. Să porți sănătoasă. Mulțumesc. Îți place, Eugen? E bărbătească. Tocmai de-aia îmi place. Mama le-a văzut. Îi facem bunicului o surpriză, dar o surpriză. Mă ajuți, Eugen? Plăcerea mie, ce să-i faci? Hai, i-ai scris un bilet maricică? I-am scris când eram mic, dar i-am și scris. Da, da, răspunsurile tale. Capită, te joci imediat. Vreau să mă ajut. Capiții cu minte, câte cuvinte ai învățat la engleză de când suntem aici? Lasă copilul, e în vacanță acum. Dă-te jos. Noi suntem în vacanță, nu el. Băi, ce căldură mai fost și astăzi. Am obosit. Hai, noroc. Sănătate. Poftă bună. A venit. Hai, caută repede o muzică de atmosferă să-i facem... Marș triumfale, bine? Salut! Ce ai mai făcut azi? Gabi, fii cu mintea, nu te mai juca! Lasă-l să se joace, că pe urmă începe școala, vin grijile, vine tabla mulțirii... Tabla mulțirii, eu știu! Păi dacă o știi de acum, ce ai să mai faci la școală? Ai să te plictisești! Eu mă plictisesc foarte rar! Vă rog, educația! E un act de cultură, știu. Mă, dar ce trăjnitoare ușa asta, mă! Ce-ar? N-are nimic, dar mama i-a pus un dulap. Știți, erau două uși. Și ați astupat una. Mai bine că era curent. Surpriză, mici modificări. Te pomenești, chiar facem un dăla, un vernisaj. Exact. Și vă invităm să vernisăm. Venim, venim, Hai, du-te, schimbă-te, du-te, schimbă-te, să venim la vernisaj. Urmează camera de oaspeți. O cameră de oaspeți este o cameră de oaspeți. O altă concepție decât la camera tradițională, pentru că eu mă pricep foarte bine la decorațiile interioare. Știți, e o altă pasiune a mea. Cu spații aerisite, fără mobile care apasă. Îndrăzniți! Vă rog! Da. Simțiți-vă ca acasă. Da, da. Luați loc. Unde? Aici, printre trofeile dumneavoastră pe care le-am pus în valoare. Au. Puneți-vă pălăria. Nu, acolo. Vedeți ce funcțional e? Da. Îți place, bunicule? Da. Dar ar fi trebuit un pat. Un pat ocupă loc. Canapeaua e de ajuns. Dar știi că iarna trage acolo. Iarna cu cafea în mână. Te uiți pe fereastră cum ninge liniștit. Noi nu bem cafea. Bunicule, îmi faci o sanie? Da. Ce ai zis? Îmi faci o sanie. Îți veni și la iarnă? Da. Atunci îți fac o sanie cea mai bună să face vara. De ce? Tată, știi câte întrebări pune un copil pe zi? S-a mai descoperit vreo ceva. O statistică spune că 360 de întrebări pe zi. De ce pune atâtea întrebări? Păi uite, ca să mai afle una alta, înțelegi tu? Dar pe mine nu mă deranjează întrebările lui. Nu e așa că v-am făcut o surpriză? Nu? Nu e așa? Dar știți ce, mă, copii? Vernisaje, expoziții, dar mie mi-e foame. Sunt obosit. Ce spui ăștia, mă? Ce-au făcut ăștia aici, mă? Ce-au făcut? Genu! Și tu unde ai fost? Hai, bine că nu-mi place să se umble în lucrurile mele. Ce ați avut cu bocancii ăștia? Lăsați acolo unde am pus eu un pot, că știu de ce i-a pus. Tata. Bă, Genu, vrei să faci expoziție și cu ăștia? Vernisaje și toate alea, n-am zis nimica de casă, dar ăștia-s bocancii mei, mă, ce aveți cu ei? Ah. Și ăla la tunii, bă! Pantoful meu de nuntă. M-a furat. Pe un cal alb. Cine? El. V-a răpit? Bunicule, l-am găsit! Pantoful cenușăresei! Ce cauți acolo? Vreau un loc. Să știi că cei care se iubesc încap și într-o cutie de chibrituri. E minunat. E, avem și cameră tradițională acum. Plăcerea ei. Da. Ce totu. Da. Da. Mm-hmm.
Și tu? Tata? Aha. Hai, prostule, ce ești? Ce s-a întâmplat? Prost, ce ești? A venit vulpea aseară. A mâncat două găini. Uite, l-a rănit și pe ăsta. Pe Bambilică? De ce n-ai lătrat? M-am supărat pe tine. Nu mai ești prietenul meu. Lasă, Bambilică, o să treacă. Și așa vreau să-l tai. Cum să-l tai? De ce să-l tăiați? Ca să-l mâncați. Eu nu mănânc prietenii mei. Așa vine vorba, Bambilică. Și mama îmi spune mânca la mama și nu mă mănâncă. Da, dar el e bătrân. Are 2 ani, trebuie tăiat. Eu am 6 și nu sunt bătrân. Da, dar la animale e altă treabă. Uite, un an de-al câinelui face cât 7 ani de-ai tăi. Cum adică? Că trăiesc eu o zi, el trăiește 7? Da. Uite, eu trăiesc o zi. Așa. Și el trăiește 7. Așa. Și nopțile unde sunt? În ziua mea? Nu, mă. Tot acolo. Nopțile cu noaptea și ziua fac 24 de ceasuri. Mă rog. Mai bine te învulte. De ce? A furat pescarului bucoada. Peștele, mă. Pe peștele. Coada ursului. Bambilică. Ai zis bine. Trebuie pedepsită. Cum? Mâine dis de dimineață, înainte de a răsări soarele, mergem și îi punem pielea pe băț. Pregătește-ți pușca. S-a făcut. Ia uite ce copac bătrânț. De când? De pe vremea dacilor? Nu chiar. Bunicule, tu ai fost și tu un bunic mic de tot? Nu, am avut și eu bunicul meu. Străbunicul tău. Adică tata meu? Mai puțin cu un tată. Ce era? Morar. Eu vreau să mă fac arheolog. Arheolog? De ce? Fiindcă mie îmi place să descoper. Să știi că în orice meserie poți descoperi. Tu ai descoperit vreo ceva? Da. Ce? Elme sănătos poat. Care? Munca, băiete, munca. Hai și-o mere. Na, hai, da. Acum doarme, o luăm ca din oală. Și chiar să vezi ce casă are. 3 intrări, 2 veciuri. Uite, aia e intrarea principală. Uite, uimiroasă. Sunt și pulești pe aici. Dar să știi că nu-i casa ei. Da, cu e? Dă-mi sârma. Ia bursucului. Bursucul e un animal foarte curat. Și când el pleacă de acasă... Cine? Bursucul. Dă-te mă. Ia-l prindește, știi? Vine la vizuină, face toate alea și intră înăuntru. Când vine bursucul acasă, îi se face o greață. Ua! Ua! Și-și ia lumea în cap. Își ia lumea în cap, se duce să facă altă casă. Hai să pândim. Hai. Fii atentă la mine. Să-i dai găinile bunicului înapoi. Să-i dai săgeaia tatălui Bambilică. Să-i dai ursului coada înapoi și să-și o lipească. Să-i dai pescarului pești. Să-i dai bursucului casa. Să te speli că miros urât. Și dacă nu te cumințești, ce-i facem? Îi tăiem coada. Îi tăiem coada. Și spuneam pielea în băț. Ai înțeles? Așa să știi. Ai priceput? Îi dăm drum. A priceput. Știi că vulpea a căzut în genunchi? Iale! Nu-ți fie teamă, Bambilică. La noapte vine vulpea ca să te roage, să te roage să o ieți. Bunicul vrea să-l dai. Trebuie să-l ascundem. Gabi, unde pleci? Eu nu plec, eu vin, dar tu unde ești? Nu mai ai deloc cu minte. Tu când erai mică, erai cu minte? Cea mai cu minte și cea mai ascultătoare. Dacă n-ai fost băiat, tu știi de ce are vulpea coadă? Eu știu, dar e secret. Unde-i tata? A plecat în expediție. Unde? În expediție!
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Citește! Cert. Am să spun ceva foarte important. Ți-au plăcut prunele? Dacă da, să-mi răspunzi dimineața la fluierat și îți mai aduc. Ultima mea dorință este aceea de a-mi fi... prieteni. Deocamdată sunt supărat și viața mea nu mai are niciun rost. Cel. Se aude bine. El e soțul meu. Se aude bine. Ce ar fi să-l deghizăm? Ce e să-l deghizăm? Adică să-l mascăm, știi ce înseamnă mascăm? Da, da, în care este prea mare. În care este prea mare? În câine. E un câine, câinele are patru picioare. Vaca are coarne, ea tot patru picioare. Da, și oaia tot patru picioare. Mai bine am face un cuib de barză și l-am băgat acolo, dar lumea se uită... Nu se uită bunicul sus acolo? Se uită... Spune... Bă, dar aia nu e barză, că e curcan. În beci. E, în beci. În beci dărâmă nu știu ce, face vu-vu-vu, cad toate alea, tot nu e bine, că face glăgie. Să-l ascundem în pod? Nu, în căpiț. E, în căpiț acolo, dărâmă fundul, face fâși-fâși-fâși. Când vine bunicul și spune, aici erai bambilică. Opa, aici erai bambilică. La masă, copii! La masă! Un șervețel? Mersi. Ce credeți că avea stația? Poftă bună. S-a răcit ciorba. Nu, eu am mâncat. Ce credeți că avea stația? O rezistență. Te-aș da și Mărioara? Maricica. Mâine ții conferința la microfon. Nu țin nicio conferință. Cum adică nu țin nicio conferință? I-ai promis? Mă faci de râs? Tu i-ai promis, eu nu. Eu n-am nimic comun cu abuzul de medicamente. Nici eu. Vreau să mă bucur de vacanța la țară. Nu țin nicio conferință. Ce zici? Să rămână pentru masă? Maria, mâncarea! Bambilică, să fii cu minte. Poftă bună. Să nu-ți fie frică pentru Neri. O să vină, o să vină. Să fugim, să fugim. Haide. Repede! Bravo! Bravo! Mă iubești? Da, tu mă iubești? Curcanul ăla mare. L-a luat vulpea. Cum l-a luat vulpea, mă? L-a luat și pace. Hai să-ți spun o poezie. Balani, și strigă-l în curte, nu aici. Pune-mă poezia. Balani. Ce poezie? Poezia. Nici o poezie. Balani. Dar mai lasă insupărare de Balani, că m-ai înnebunit. Că une stă bine. Dar parcă l-aud. L-aud la tine în cap. Bălanii lui... Ți-am adus și ciocolată. Nu mănâncă ciocolată. Ei, ba mănâncă, e cu alune. O să-ți dau drumul la muzică. Și cum intră Bambilică? Îți dau drumul la muzică, dar încerc să nu se audă.
Maria, hai să mergem. Să mergem să nu ne prindă. Vă rog! Bună ziua! În continuare vom audia o conferință despre abuzul de medicamente pe care o va ține tovarășa doctor Irimia. O putem considera o fică a comunei. Nu știu așa. Ea este nora lui Nacostică Irimia. După aceea veți putea urmări filmul Filiera, un film care arată lupta care este dusă în Occident împotriva drogurilor. Vă urăm succes! Chiar sunt emoționată. Un dușman s-a strecurat printre noi. Nu, un dușman s-a strecurat printre noi abuzul de medicamente. Medicamentele moderne, că sunt folosite în exces și fără avizul medicului, pot fi foarte dăunătoare. În Statele Unite ale Americii mor anual de 30.000 de persoane datorită acestui flagel. Da, abuzul de ce se întâmplă? Mai bine fără microfon și mă gândeam să vin mai aproape. Ce medicamente luați când vă doare capul? Pe mine nu mă doare capul niciodată. O să te certe, mama, și o să-ți facă injecții. Eu nu fac injecții. Luați aspirină? Da. Aspirină multă? Foarte multă. Câtă? 100. Așa de multă? Păi îmi trebuie pentru conserve. Gata, așa e aspirină, ai temperatură. Eu îi fac ceai din flori de păducel și frunze de brusturi și cea pe rasă. Deci faceți fitoterapie. Nu, nu, ceaiuri. Ceaiuri cu flori, flori de păducel și frunze. Cum e ceva mortal în jurul ființei mele? Ceai de șovâr, sub vârf? Da. Și de gălbenele. Și se ferb separat. Dumneavoastră, ce faceți când vă dor urechile? Fac ceai de mușețel. Strecor frumos prin tifon. Așa. Picur două picături în ureche, unde deci mă doare, ureche? Iar restul, planta și rămâne de la fier, o pun așa într-un tifon și o țin la ureche. Și vă face bine? Da. Face foarte bine. Deci faceți fitoterapie. Cu toți? Da, de ce nu? Duminică merg la concurs. Am convins-o pe Getuța. Dar cine e Getuța? Capta cu doi ei. Hei, și aici sunteți. Eu sunt peste tot. Am văzut. Nu poate să fie nimeni peste tot. Ba uite că eu pot să fiu. Ce trebuie să fac? Cine, Getuța? Da. Să fie cea mai frumoasă. Care Getuța? Capra cu doi... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce vreți? Bună ziua, bună ziua, toată ziua, am luat tot ce trebuie. Pentru? Pentru cerc. Bună ziua. Care cerc? De electrotehnică. Și eu fac expoziție. A, te jocăret în sfârșit. Sigur. Numai că sunt în criză de subiecte. Păi atunci să le găsim. Haideți împreună cu mine o zi și o să le găsim. Nu, eu trebuie să rămân aici. Imediat. Vreau să plec. Bine, succes, succes. Succes și tine. La revedere. La revedere. Secret. Da, să veni și la masă, mamă. Să fie elegantă și gracioasă. Nu, nu, nu te Ia, uite, deci pot fi eu.
Stai liniștit că eu spăl mașina. Ce faceți voi aici? Cum să speli mașina? O să plouă. Dă găleata în coa. O să plouă. Hai să-ți spun o poezie. Lasă că trebuie să spăl nucul. Hai să-ți spun o poezie. Du-te să-ți spună poezia. Bună ziua, poftă bună! Mă dăm așa să mânc cale, dar văd că nu mai e cald. Hai, gustă! Jintiță! Cala stână, bună! Vezi, Gabi, ce frumos e aici! Ia! Ia, ascultat! Numai glasurile firii! Frumosul găsești acolo unde ești în stare să-l găsești! Asta de unde știi? De la tine! Mama! N-ai fost niciodată așa frumoasă. Da. Eu te iubesc foarte mult. Hai, Maria, să mergem că avem treabă. Da? Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Sunt impresiile mele. Ești ceva improvizat? N-am rame. Și rama face să respire tablou altfel, altă viață. Înțelege? O să finisesc la București și am și alte subiecte. Vă place? Da? Da, da, asta mi-a stricat vernisajul. Ne place. Vă place? Da. De ce plângeți? Mi-a furat pulpea pe o găie și curcan. De unde știi? Mi-a promis mie. Ți-a promis ție Vulta? Da. I-a promis lui Vulta. Lasă, mamă. Îți place, bunicule? Îmi place, dar e cam încărcată. E elegantă. Vrei să o faci, Miss? Missis, are doi ieși. Missis Alden o să ia premiul întâi. Auzi, Getuța, ești încântată? Ia dă încă o oglinda. Îți place? Îi place. Na. De ce m-ai îmbrăcat așa? Astea sunt hainele lui taică-tu, de când era el mic. Le-ai păstrat până acum? Da, pentru tine. Dar ce știai, că ai nepoți? În fiecare casă trebuie să fie copii. Mă rog. Adicțiune. Salut, ai văzut că până la urmă ai venit? Păi nepotul meu! Lasă, dragă, e foarte bine! Auzi, din ce comună ești? Din comuna București. Da, asta e capra din poveste, capra cu trei ești? Nu, e capra cu doi ești, e Getuța. A, e Getuța, capra cu doi ești. Dar știi, am învățat,
Am... O săptămână nu a exercitat cu ea. Uite, noi îți acordăm premiul pentru frumusețe pentru Getuța. Felicitări! Mulțumim! Omule, vii tu, că tu știi, mai eu nu știu ce să zic. L-am câștigat, bunicule, bunico. Haideți cu noi la București. E o idee grozavă. Haideți, vă luați concediu. Hai, tată, zău. Hai, luăm și câinele, luăm și capra. Nu se poate. Ba se poate. Luăm și câinele, luăm și găinile. Și vaca, mamă. Vaca o luăm și o legăm de bada din spate. Vă rog frumos. Mama, convinge-i tu. Vă rugăm. Măi, Gabi, tu ești băiat deștept, nu le putem lua pe toate. Nu se poate. Ce facem? Hai, nu fi supărat. O să vin la iarnă și o să mă plimb cu Sania. Te rog eu, nu fi supărat. Maria, să ne despărțim în secret, să nu ne vadă. Mie nu-mi plac despărțirile. Nici mie. Mie vine să plâng. Și mie, dar eu mă abțin. Să-mi scrii. Până la iarnă o să știu să citesc foarte bine. Hai, pleacă tu întâi. Ba pleacă tu. Ba pleacă tu. Să fii cu minte. Că eu nu suport despărțirile. Gabi. Tu de cine te despărți, mă? Că numai noi plecăm. Tu rămâi. Hai, mai că nu glumi. Da. Nu-i nicio glumă, tată. Chiar ne-am gândit să-l mai lăsăm două săptămâni, până începe școala. Păi sigur că, dar ce să facă la București două săptămâni? Da, așa hai, mă, genul, să-ți ajut, mă. Să încărcăm mai repede, că vă prinde întunericul pe drum. Mai rămân două săptămâni? Așa cum a spus tata. La munte să întunecă repede. Hop, bine. Hop, oh, ce-i acolo? Ia uite-l pe domnul Bandilică. Ce faci, Bandili? Sofico! Sofico! Vino să vezi pe bălani, bălani! Bandilică! Sofer de pe mula urmă! Ia uite ce-a făcut aici! Să ne
Nu-i face nimeni nimic. Spune-ți ursul cu altai. De-aia mea are ursul cu adă, Gabi. Da, da, vulpe are. Eugen! Trebuie să schimbăm huțele la corodaș. Nu-i faci nimic rău. Nu! Bravo! Știți cum miroase înăuntru? Să-mi ieși plin. Hai, mă, copii, că vine noaptea. Let's go.